Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi vom face împreună un fungicid natural pe bază de rostopască. Am aici o cantitate destul de măricică de rostopască și această plantă este foarte, foarte bună, nu doar pentru bolile fungice ale noastre, dar și pentru plantele noastre. Este bine cunoscut faptul că această substanță pe care o lasă, portocalie, este indicată pentru a trata negii și bolile de piele. Ei bine, rostopasca este bună, după cum spuneam, și pentru plantele noastre și putem să facem un preparat, iată, natural, cu ce ne oferă natura. Ca orice alt macerat, ca cel de urzică sau de păpădie sau de lucernă, vom folosi un kilogram de plantă proaspătă la 9 litri de apă într-un recipient de 10 litri. Dar putem să folosim foarte bine și la ochi, la măsură, astfel încât 3 sferturi dintr-o un recipient oarecare este umplut cu plantă și acel recipient se umple cu apă. Ei bine, este indicat să se folosească apa de fântână sau apa de ploaie. Dacă nu avem niciuna dintre cele două, putem să folosim și apa de la rețea, dar cel mai bine este să fie depozitată undeva într-un butoi, spre exemplu, sau un recipient mai mare, timp de 2-3 zile, ca să se mai evapore clorul. Așadar, vom folosi, nu voi cântări plantele, voi folosi la ochi 3 sferturi dintr-o găleată plină cu plante, după care voi umple găleata cu apă, în cazul nostru, apă din iaz. Mai întâi mărunțim plantele. De ce trebuie să le mărunțim? Pentru că astfel se extrag mai repede principiile active din plantă. Dacă le lăsăm, putem să le lăsăm și așa întregi cum sunt, dar cel mai bine este să le mărunțim totuși, să le rupem sau să le tăiem cu o foarfecă ceva. Mi-am pregătit aici găleata și voi tăia direct aici în recipient. Aceasta este o găleată cu o capacitate de 12 litri. Este indicat ca plantele să se stropească o dată la 2 săptămâni cu un fungicid. Eu prezint aici doar acest fungicid pe bază de rostopască, dar mai sunt și alte variante naturale. O să revin la momentul potrivit, o să fac un material special în legătură cu fungicidele naturale pe care le putem folosi pentru plantele noastre. Așadar, eu prepar acum și peste o săptămână voi folosi acest fungicid. Bineînțeles că nu îl voi folosi așa, ci îl voi dilua cu apă, ca orice alt macerat. Bun, am ajuns la 3 sferturi, mă opresc. Asta, bineînțeles că nu o voi arunca. O voi pune la uscat și, bineînțeles, voi mai culege și în cursul zilelor următoare, pentru că trebuie să profităm acum cât o găsim, și o punem la uscat. Astfel putem să preparăm maceratele și, spre exemplu, primăvara de vreme, la anul, dacă nu avem cu ce trata alte variante, cu ce trata plantele, primăvara de vreme, dacă avem rostopasca uscată, putem să folosim, bineînțeles, nu în aceleași cantități. Având aici 3 sferturi de plantă în acest recipient, îl voi umple cu apă de iaz.
Acum amestecăm bine și avem grijă ca odată la 2-3 zile să venim să amestecăm. Și apoi vom dilua acest macerat cu jumătate de litru la 9 litri de apă, dacă stropim foliar, și un litru la 9 litri de apă dacă irigăm radicular. Dar fiind fungicid, trebuie să stropim pe frunze. Dacă irigăm la rădăcine, bineînțeles, vom întări sistemul imunitar al plantelor, le vom întări pentru a deveni mai rezistente la diversi virus și alte atacuri, alte boli, dar este important pe frunze, pentru că ne interesează să protejăm partea foliară de atacul fungilor. Așadar, vom folosi jumătate de litru de macerat la 9 litri de apă, după 7 zile de macerare. Punem un capac ceva, eu folosesc un, da, e prea mic ăsta, va trebui să găsesc ceva mai măricel pentru a acoperi, pentru că dacă plouă nu vreau să-mi cadă soluția pe jos, trebuie să găsesc un placaj ceva mai măricel, pun capacul. Am găsit soluția în caz că plouă și se anunță mâine o perioadă ploioasă, foarte bine, pentru că avem nevoie de ploicică, chiar avem nevoie de ploicică. Așadar, pentru că capacul este mai micuț și există riscul să pice apa aici, am găsit soluția să pun sub o masă. Las așa, sub masă, și timp de 7 zile am grijă să amestec din când în când și după 7 zile pot folosi fără nicio problemă maceratul. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, toate cele bune. La revedere!